Noi în viața noastră creștină pornim dintr-un anumit loc pentru a ajunge într-un anumit loc, ambele fiind foarte bine definite. Și care este punctul nostru de plecare? Luarea crucii, lepădarea de sine și a urma pe Domnul Hristos. Pentru aceasta suntem botezați, pentru aceasta ne numim creștini, pentru aceasta zidim biserici așezate sub binecuvântarea crucii, pentru că îl urmăm pe Domnul Hristos prin lepădarea de sine. Această lepădare de sine este poate lucru cel mai greu din viață. Pentru că lepădarea de sine înseamnă să renunți la mândria ta, la orgoliul tău, la conștiința ta de superioritate în raport cu ceilalți, și lucrul ăsta, știți bine, este foarte greu. Orgoliul este marele dușman al mergerii pe calea lui Dumnezeu. Mândria este marea otravă care ne împiedică și ne ucide în mersul nostru către Dumnezeu. Ambițiile nemăsurate sau conștiința propriei superiorități în raport cu alții constituie de asemenea marele obstacol pe care, dacă nu-l putem depăși, nu ne putem numi pe noi creștini purtători de crucea lui Hristos și următori de Hristos.